Aceste precizări, Bianca, simptomele infecției cu noul coronavirus seamănă foarte mult cu cele ale unei răceli sau cu cele ale gripei. O persoană care prezintă astfel de simptome și care a călătorit în zone unde s-au înregistrat cazuri de îmbolnăviri sau a intrat în contact cu persoane care au călătorit în... Inițial seacă iritativă, senzația de greutate în respirație sau durere în spatele sternului, disconfortul toracic, febra în general are valori mari de 39-40 de grade care nu cedează la antiinflamatoriile obișnuite, iar pentru cei care nu iau măsuri în această fază, apare insuficiența respiratorie care, netratată, merge către formele severe care necesită spitalizare. Într-adevăr, populația este deja speriată pentru că aflăm tot felul de informații, numărul celor care se infectează crește zi de zi, numărul deceselor este mare, dar dacă comparăm cu ce s-a întâmplat și cu alte momente, 2018-2019, când am avut evenimente de tip gripă sezonieră, atunci numărul celor afectați la nivel global a fost de 42 de milioane de locuitori. Din aceștia au necesitat spitalizări 647.000 și au decedat 62.000 de pacienți. Deci, nu este un eveniment particular. Poate lucrul care cumva ne atrage atenția este această perioadă de incubație variabilă de la 2 zile la 14 sau 27 de zile, cum au fost ultimile informații, în care pacientul devine contagios. Noi știm de obicei că trebuie să ne izolăm sau să luăm măsuri pentru pacientul care prezintă simptomatologie respiratorie, deoarece acela este cel care transmite o astfel de infecție. Se pare că acest virus, ceea ce informează prin studii epidemiologice, se transmite încă din perioada de incubație. Tocmai de aceea s-au luat aceste măsuri de izolare, deci ca niște măsuri de prevenție pentru a împiedica răspândirea unui virus, unui virus pentru care, din păcate, în momentul de față nu există un vaccin. Și de ce s-a întâmplat acest lucru? Pentru că încă din 1930, când s-au constatat primele cazuri, sau 1960, 2002, 2003, numărul de cazuri au fost mici la nivel global, deci au apărut sporadic, încât nu au reprezentat o urgență epidemiologică și lumea medicală nu s-a preocupat să obțină un vaccin. Acesta știm că este în momentul de față în cercetare și sperăm să se obțină cât mai rapid, dar cunoscând simptomatologia și măsurile de prevenție pe care trebuie să le luăm, de fapt evităm infectarea masivă a populației. Ce trebuie să mai știm tot din datele pe care le avem din studiile epidemiologice, chiar dacă numărul cazurilor infectate a depășit 80.000, cei care au rata de deces sau de fatalitate nu depășește 2%. Au decedat, în general, dacă tot așa statisticile le urmărim, cei cu multe comorbidități, în special persoanele în vârstă, care au un status imunitar afectat și cu multe alte comorbidități. Gilda Popescu, medic primar de la Institutul de Pneumologie Marius Nasta, mulțumesc încă o dată pentru intervenție și sfaturile oferite în vederea evitării infectării cu coronavirus. Vorbim în continuare despre cetățeanul italian de 71 de ani care a fost depistat cu coronavirus.